O amintire care este greu de șters din memorie personal este cu tremurul din 1977. 4 martie, cred, dacă memoria mă mai ajută. Iar locul unde l-am petrecut, ca să spun așa, a fost în comunitatea Labirint, la o repetiție de cor. Îmi amintesc o coincidență, dacă o pot numi așa, când fratele Liviu Barbu a ridicat mâinile să înceapă un cântec, în moment în care lumina s-a stins și zidurile, care oricine le crede solide, au început să se miște ca niște foi de hârtie. Nu mai știu cum am ajuns acasă, nu mai știu ce s-a întâmplat în restul nopții, dar nu pot uita momentul în care cutremurul a început și providența divină care ne-a scos pe toți din clădire în condiție excepțională. Am văzut îngerii la lucru, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu.